Bravi soldați ai legiunilor, salutările mele pline de respect și prețuire. Suficientă vreme am vorbit despre fronturi în general și în detaliu despre alte țări. Data trecută am trecut printr-un adevărat roller coaster din Laștinile Pripet în Normandia, din Normandia în Paris, din Paris în Varșovia. Am ajuns la un capitol, este drept foarte trist din povestea neamului românesc, dar și unul dintre cele mai eroice. Aveam opțiunea să fac bătălia Moldovei mai devreme, atunci când vorbeam despre ofensiva de primăvară sovietică, dar am stat ca să ajungem cu povestea noastră până în august, căci bătălia Moldovei, în istoriografia clasică, ține din martie până în momentul 23 august 1944, dacă nu și un pic mai târziu. Sper ca în acest episod să acopăr toată bătălia Moldovei, ca mai apoi să vină momentul 23 august, urmat de bătălia din București 1944, căci din 23 august eram în teorie de partea aliaților. Și desigur despre bătălia de la Ploiești, una foarte puțin cunoscută, dacă nu chiar deloc de manualele de istorie, care a ținut din 23 august până la sfârșitul lunii aceleia. Pentru cei care nu mă știu, permiteți-mi ca să mă prezint, sunt Imperator și bine ați venit pe un canal în care istoria nu este o înșiruire de date, ci povestea din care putem trage cele mai multe învățăminte. Prin urmare, ca să aducem o schimbare la nivelul virtuților, distribuiți acest documentar, căci este mare lucru pentru întreaga comunitate, atât de frumoasă, atât de unită, dar atât de mică după standardele YouTube-ului românesc. Cu riscul de a repeta unele chestii din episoadele anterioare, sunt nevoit să încep din martie 1944. Pentru România condusă de mareșalul Ion Antonescu, bineînțeles cu maestatea sa regele Mihai, mai degrabă cu rol simbolic, ultimii ani nu au fost deloc ușori, căci în urmă cu doar 4 ani, teritorii întregi au fost răpite cu brutalitate. Copii numiți Basarabia, Bucovina de Nord, Transilvania Nordică și hai să punem și cadrilaterul de la o mamă îndurerată de numai 22 de ani numită România Mare. Masacrele au fost cumplite, cauzate atât de hortiști cât și de sovietici, spurcate să fie numele criminalilor. Îndoctrinarea în bolșevism, distrugătoare de suflete, și după un an în care suferința și instabilitatea politică au fost literă de lege, schimbând regimul monarhist cu cel legionar pentru câteva luni, Ion Antonescu preluase cârma statului și spera la mult așteptata ofensivă Barbarossa pentru a recupera teritoriile pierdute măcar din est. Ceea ce și se întâmplă, numai că mareșalul, în loc să fie înțelept și să o se oprească la Nistru, duce armata mai departe, pătându-și numele cu masacre în zona Transnistriei, executate de susținătorii săi, cei mai aprigi. Deși soldatul român obișnuit nu purta ură față de nimeni, indiferent de rasă, religie sau etnie, până la urmă era doar un om simplu. Aproape o armată întreagă a fost pierdută în capturarea Odesei, 10.000 de români au fost prinși în punga de la Stalingrad, iar în bătălia de la Cotul Donului, bravii ostași ai neamului românesc au apărat eroic, în ciuda lipsei de echipament, dar defensiva le era sortită eșecului. După sute de mii de pierderi, România era din nou în pericol, în fața unui inamic a cărui dorință era anihilarea oponentului. În acest moment, colaborarea dintre Antonescu și aliații germani era una precară, fiindcă nemții, care aveau și ei problemele lor grave în apărare, după cum am văzut și în documentarele trecute, mai ales pe frontul de vest, puneau planurile lor pe primul loc, iar aliații acum trebuiau să se descurce cam singuri. Mareșalul știa că Transnistria nu putea fi ținută, poate doar Odessa ca și punct strategic, așa că îi cere lui Adi Haș să retragă unități antitank germane pe Nistru, ca trupele germano-române să poată apăra cu râul ca obstacol pentru temutele tancuri sovietice. Și cu antitancurile din grupul de armate A ar fi avut o șansă bună. Însă Adi Haș nici nu dorea să audă, căci dorea ca grupul de armate A să stea bine pe pozițiile curente,
iar soldații români să asigure spatele pe cursul superior al Prutului. Era o tactică de noaptea minții, căci ar fi negat avantajul apărării pe Nistru. Generalul Ilie Șteflea atunci informează comandamentul german că diviziile din armata a patra erau literalmente ultimele unități rămase din armata română și fără armament ofensiv, cum ar fi arme automate, tunuri antitank, panțăre, o ofensivă nu numai că ar fi dus la eșec, ci la spulberarea armatei a patra. Pe 14 martie, sovieticii trec Bugul, iar a doua zi, armata a patra regrupată este trimisă în Transnistria ca să asigure evacuarea administrației române și a civililor români care au ales să se stabilească pe acolo. De trupele germane nici nu mai spun. Iar în Moldova, soldații români aveau să încetinească avansarea sovietică până pe aliniamentul Târgu Neamț dealul Mare, care avea să fie apărat cu forțele principale. Trebuie să menționez că grupul de întârziere, numit grupul Cantemir, era format din divizia a 5-a și detașamentul Rareș. Pentru această misiune, pe 26 martie, se formează grupul Wohler din armata a 4-a română și a 8-a germană, iar grupul Dumitrescu din armata a 3-a română și a 6-a germană, subordonate ambele grupului de armate Ucraina de Sud, sub comanda lui Ferdinand Schörner. Pentru comandamentul român era clar că singurul loc unde erau șanse reale de defensivă era linia Nistrului, centrul Basarabiei, spațiul Tarnopol-Cernăuți. Deși Antonescu nu dorea să lanseze ofensive, cedează într-un final la rugămintea lui Wohler la 15 aprilie, prin introducerea unităților române în capul de pod la nord de Bahlui. Mareșalul știa însă că a ține Basarabia, orașul Chișinău și Iașul era un lucru deosebit de important și chiar le spune germanilor pe 21 aprilie că se simțea vinovat pentru fiecare petec de pământ românesc care era lăsat la mila barbarilor sovietici. Situația deveni și mai gravă când 11 divizii, nu exagerez, 11 divizii germane au fost retrase de pe linia românească, dintre care 7 divizii de blindate. Și știm din cele două episoade anterioare cam pe unde au fost alocate blindatele. Val după val după val de sovietici nu puteau sparge linia românească, fiindcă acum soldatul român se lupta la el acasă. Deja auzea de grozăviile petrecute împotriva gospodăriilor din zona ocupată și de amarul civililor de acolo. Se luptau ca româncele să nu fie abuzate de barbarii sovietici, iar copiii să nu fie slugile bolșevismului. Dar pe 20 august se enervează generalii sovietici pe rezistența dârză a românilor. Cum glorioasele tancuri ale oamenilor muncii sovietice să fie bătute de niște țărani care abia aveau puști și grenade? Așa că fronturile 2 și 3 ucrainene, comandate de mareșalul Timoșenko, atacă. Per total, erau 13 armate sovietice, printre care două aeriene și una de tancuri, 5 corpuri de tancuri mecanizate și de cavalerie. Per total, 92 de divizii, 17 de artilerie, 15 de aviație și 2 brigăzi de marină. Aproape 1 milion de combatanți pentru armatele române, care aparent erau cu un picior în groapă. De partea axei erau 25 de divizii germane și 20 de divizii române. Numai ca să vă dați seama de raportul de forțe. Loviturile de rupere au fost date acolo unde erau puse diviziile române, știind că sunt mai slab echipate, iar pierderile au fost pe măsură pentru armata a patra. Pe 21 august, situația era chiar sumbră, căci breșa era adâncă de 40 de kilometri și largă de 65, iar Iașul fusese ocupat înspre seară. Antonescu vine pe front și analizează situația și spune că ori aduce întăriri, ori o retragere tactică era necesară din zona aceea ca să nu riște anihilarea. Până la urmă se decide defensiva pe loc, însă situația era în abis,
fiindcă în seara de 23 august, 25 de divizii sovietice încă nu erau introduse în luptă și abia așteptau porția lor de pârjol și jale. În ziua atât de întunecată de 22 august, sovieticii se apropiaseră de Vaslui, iar în sudul Basarabiei, trupele frontului 3 ucrainean ajunseră pe aliniamentul Gura Galbenă-Comrat. Antonescu cere retragerea pe poziția Adjud Oancea-Bolgrad, dar 23 august era și mai grav. Un corp de tancuri din frontul al treilea ucrainean ajunge în zona Huși, iar unul mecanizat la trecerile de la Leușeni. Trupele Axei erau în pericol de încercuire pe masivul Cornești. Dar atunci vine evenimentul 23 august 1944, schimbarea armelor, iar frontul arăta oribil. Târgu Neamț, Nord-Est Roman, Nord-Bârlad, Nord-Vest Huși, Nord-Vest Bujoru, Nord-Chișinău, Sud-Est Rezina, Est Leova, Taraclia, Nord-Tatarbunar. 6 mari unități erau în parte încercuite de sovietici, iar alte 9 mari unități erau în retragere pe linia Focșani-Nămoloasa-Brăila. La nord de Bacău, însă, soldații români își țineau pozițiile cu dârzenie legendară. Pătrunderea sovieticilor la vest de Siret, între Roman și Piatra Neamț, a dus la secționarea căilor de comunicație, iar diviziile care contau pe ele au fost dezarmate. Ca să o zic mai elegant, de către sovietici, chiar și după schimbarea armelor. Singurul eveniment care a transformat o înfrângere care putea duce la dispariția statului român prin cucerire și anexare într-o salvare a statului a fost chiar acea schimbare a armelor. Lovitura de stat din 23 august își are originile chiar de la venirea la putere a lui Antonescu. De ce? Partidele istorice, deși erau excluse de la putere, măcar puteau să funcționeze, iar prin diversi diplomați trimiși de Iuliu Maniu la Ankara și Cairo, contactele bune cu aliații au fost menținute. Nu numai asta, însă după dezastrul de la Stalingrad, Antonescu o fi fost el cum o fi fost, cu multe rele și cu bune, însă era calculat. Și știa că războiul avea să se ducă de partea aliaților, așa că discută cu sovieticii la Stockholm. Dar în întâlnirile cu Iuliu Maniu, aliații, presați de sovietici, impun condiția ca după schimbarea armelor, comuniștii să aibă și ei o implicare în noul guvern. Un adevărat pact cu necuratul. Regele Mihai, după ce din partea aliaților vin ultimatumuri de predare, alege să-și aleagă momentul alături de Constantin Sănătescu, generalul în care avea cea mai multă încredere, iar momentul oportun avea să fie august 1944, când observă că divizia de panțăre Germania Mare fusese retrasă de pe frontul românesc. Nemții deja erau suspicioși, iar regina mamă Elena fusese deja interogată de serviciile secrete germane, însă nu a turnat nimic. Ca să-i mai calmeze pe nemți, regele pleacă la Sinaia la vânătoare între 16 și 18 august. Pe 20 august, când regele află de ofensiva sovietică pe care tocmai am descris-o, ia mașina și pleacă spre București, unde la Casa Nouă are o întâlnire cu liderii militari, care în sfârșit se pronunță în favoarea loviturii de stat. Colonelul Dumitru Dămăceanu este întrebat în câte zile ar putea strânge trupe pentru a ocupa punctele strategice ale Bucureștiului, iar acesta răspunde 5 zile. Lovitura de stat este stabilită, prin urmare, pentru 26 august, numai că în dimineața de 22 august se află un lucru bizar. Antonescu se întorcea de pe front seara, iar a doua zi avea să plece din București, ceea ce ar fi eliminat orice șansă a loviturii. Numai că regele Mihai este anunțat și data loviturii de stat este mutată pe 23 august, fără să-i mai consulte pe liderii politici, acum ori niciodată. Pe 23 august, la ora 16, Antonescu cere o audiență cu regele. Însă înainte este primit Mihai Antonescu,
doar cu o jumătate de oră mai devreme. Vreme de o oră, mareșalul îi prezintă regelui situația de pe front și spune că va încheia armistițiul cu consimțământul lui Adihash, dar a refuzat să accepte ieșirea din război. În acel moment, regele spune parola: dacă lucrurile stau așa, atunci nu ne mai rămâne nimic de făcut. Colonelul Emilian Ionescu, alături de 4 soldați, îi arestează pe Ion Antonescu și pe Mihai Antonescu, apoi predați lui Emil Bodnăraș, care i-a dus în cartierul Vatra Luminoasă, ca mai apoi să vină și alți miniștri de miși. Acum se putea forma guvernul. Constantin Ice Brătianu, Iuliu Maniu, Constantin Titel Petrescu, dar și omul de contact al Partidului Comunist, Lucrețiu Pătrășcanu, sunt chemați toți la palat. Totuși, primii 3 nu erau de găsit, așa că primul care se prezintă la palat a fost, bineînțeles, comunistul. Cum trupele încă nu erau mobilizate, mareșalul Antonescu și ceilalți arestați au fost puși sub paza unei miliții comuniste organizate de Bodnăraș, fapt exploatat la greu ulterior de comuniști ca să arate ce rol important au avut ei în lovitura de stat. La ora 20, regele transmite la radio un mesaj în toată țara, menționând schimbarea într-un guvern pro-aliat și întoarcerea armelor. Unii oameni care tind să simpatizeze cu mareșalul Antonescu i-ar pune regelui eticheta de trădător, însă realitatea este una singură: dacă nu se dădea lovitura de stat, atunci nimic nu i-ar mai fi oprit pe sovietici să facă prăpăd. Măcar așa, ca aliați, România a putut să-și păstreze statutul suveran, chiar dacă viitorul guvern a fost unul comunist și a urmat o anumită ocupație. Și dacă ciuma roșie, comunismul, a reușit să nenorocească țara, ea fiind suverană, imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat sub o anexare directă. Totuși, pe teritoriul României se mai aflau soldați germani, care s-au trezit a fi brusc inamici. Și în calitate de inamici, trebuiau curățați de pe teritoriul României. Astfel au izbucnit bătăliile pentru București și Ploiești. Deși România trecuse de partea aliaților, violurile și brutalitățile au continuat, comise de, în ghilimele, bravii soldați liberatori ai Armatei Roșii. Sper că toată lumea s-a prins de ironie. În București se aflau 8.000 de soldați germani, iar în împrejurim 6.000. Iosif Teodorescu constituie 2 grupări de forțe imediat, una interioară care viza capitala și una exterioară ca să prevină intervenția nemților din zona Băneasa Otopeni. Divizia a noua este chemată din Dobrogea, iar alte unități sunt aduse din vestul Munteniei, aducând forța la 40.000 de oameni. Nemții, încă uimiți de schimbarea armelor, se baricadează în București și la nord de oraș, în timp ce provizii veneau pe calea aerului din Iugoslavia și începe un bombardament necruțător asupra capitalei țării. Se ajunge în București la lupte de stradă, cele mai înfiorătoare fiind pe splaiul Independenței de astăzi, cartierele Rahova, Cotroceni și la Școala Superioară de Război. Dar anumite confruntări s-au dat și la barierele din oraș, mai exact la cele care duceau spre Băneasa și spre Alexandria. Nemții se predau în masă, iar cei din zona nordică o iau în continuare spre nord doar ca să fie prinși între 27 și 28 august de armata a patra, care se întorcea cei drept înfrântă din Moldova. Tactica cea mai vizibilă a nemților acum era una singură: Ploieștiul era relativ aproape de granița cu Ungaria fascistă, zic fascistă fiindcă guvernul lui Horthy fusese eliminat de impunerea unui regim marionetă german, așa că a ține câmpiile petrolifere de la Ploiești era un obiectiv vital, iar soldații nemți încă se aflau pe acolo. O mică menționare: zic un guvern fascist în comparație cu cel al lui Horthy, fiindcă guvernul lui Horthy oricum era de inspirație fascistă, așa că nu mai vă dați seama ce guvern a ajuns la Budapesta. Corpul român, care apăra rafinăriile, număra 23.000 de oameni, în timp ce nemții aveau 29.000.
Deși raportul inițial era favorabil inamicului, bombardierele americane acum bombardau în favoarea României, deși luaseră bătaie atunci când au fost în defavoarea României, iar prin atacuri repetate, germanii își consumă puterile, iar forțele române erau întărite tot timpul. Ultimele rămășițe ale forței germane au fost înfrânte pe Valea Prahovei într-o victorie răsunătoare, cu doar 800 de pierderi, în timp ce nemții încasaseră 15.000. Aproape imediat, din nefericire, Basarabia și Bucovina de Nord intraseră sub jugul mult prea greu al bolșevismului, căci ce putea face România acum singură în Balcani împotriva ursului sovietic? Și acum harta română arăta ca în 1940, fără Bucovina, fără Basarabia, fără Cadrilater, fără Transilvania de Nord, însă măcar acum oștenii români puteau recupera ce puteau recupera, anume Ardealul de Nord. Data viitoare, din nou mergem în Orient pentru confruntări legendare și bătălii între americani și japonezi, bineînțeles, continuând povestea cu atacuri în Filipine. Dacă v-a plăcut acest documentar, nu ezitați să apăsați butonul de like, să distribuiți acest videoclip, să vă abonați la canal, dar nu uitați, distribuirea este cea mai importantă, astfel încât legiunile Imperatorului să devină din ce în ce mai numeroase și cât mai multe lume să afle de acest documentar. Vă mulțumesc!